Copilul dumneavoastră la 20 de ani era un copil perfect normal, sănătos, a fugit de acasă cu andurajul și vedem aceste imagini cu el după ce a scăpat de perioada de comă, da, unde drogul acesta practic i-a distrus creierul, pentru că spuneți că de multe ori el gândește ca un copil de 2 ani. Da, se comportă da, ca... da, da. Înainte plus că aveam... bucăți de carne din... Se din... lua, da, se lua după el. A avut, el. A avut escări, a avut toate cele, m-am chinuit. Are găuri în corp de unde am putut să-i vindec. Deci vă dați seama că nici în spital nu se vindecă o escară. Eu acasă îi le-am vindecat. 3 ani de zile v-ați vândut tot ce ați putut numai să vă salvați copilul. Tot, absolut tot. Am făcut împrumuturi la bănci, mi-am făcut în casă ca să am o băiță, să pot să mă descurc, să pot să-i fac baie. Cât de cât condițiile noastre. 3 ani de zile asta ați vândut am făcut totul ca să vă salvați copilul. Asta am făcut, da. Da. Iar acum sunteți în posibilitatea în care sunt zile când poate nu aveți ce să mâncați pentru că... La noi n-au fost sărbători. Niciodată. Nu. De 2 ani de zile la noi n-au fost sărbători. În primul an am avut, pentru că au venit după la televiziune și oameni de bună credință ne-au mai ajutat. Aveam pe cineva care ne lua medicamentele lui. În fiecare lună trebuie să ia, da, da. Acum că nu are, nu avem de 2 luni. Medicamente scumpe. Foarte scumpe, da, pentru că trebuie să facă în așa fel ca lichidul acela de la cap să se elimine în organism, să nu mai stea acolo, să nu-i mai afecteze. Că el în momentul când ajunge, deja disperă, deja se automutilează. Știu că vă doare, dar mai există șanse de recuperare? 60% a zis. 60%. Credeți că o să mai fie normal vreodată? Nu, nu. Nu, l-am recuperat fizic. L-am recuperat fizic, pentru că acum Alexandru are 78 de kilograme, a avut 84 și doamna doctor de la Victor Babeș a zis că trebuie să mai slăbească pentru că mi-e greu mie ca să-l mai ridic, să pot să... Și el câte kilograme ajunsese în perioada aceea când consuma drogul acesta? 28 acest? De kilograme. Când l-am, deci copilul dumneavoastră avea 28 de kilograme când l-ați găsit la spital? Da. 28 de kilograme? Da, da. 28 de kilograme la 20 de ani? La 20 de ani. 20 de ani. Da. Adică erau os și piele. Atât. Și când ați văzut prima dată, cum a fost reacția noastră? Nu vă venea să credeți că e copilul nostru? Nu. Nu, avea niște semne și m-am uitat direct la semnele care le știam. Și atunci mi-am dat seama. Nu, deci nu l-am recunoscut. Practic nu l-ați recunoscut? Nu. În momentul când a strigat, când m-a strigat, atunci mi-am dat seama că este el. Și v-am zis, m-am uitat la semnele care le avea. 28 de kilograme. Da. Și practic ați reușit, dumneavoastră, că de asta v-ați vândut tot și ați renunțat la tot, să-l ajutați ca să ajungă la o greutate câtuși de cât... Da. El chiar dacă are hepatită, doamna doctor a spus să nu-l opresc de la nimic, deci să-i dau tot ce cere, pentru că, după cum ne-a și spus că 3 ani mai avea, dar am trecut de ăștia 3 ani și sper să mergem în continuare. Mental o să-și mai revină? Nu. Nu. Deci el va rămâne cu mintea unui copil uneori de 2 ani. Da, da. Și un copil care era normal, care era sănătos. Și culmea că anul ăsta, cu aceleași diagnostice, care sunt bolile incurabile ale vieții lui, ne-a luat însoțitorul. Nu pot să-l las singur. L-am lăsat o seară singur și s-a dat cu capul de pereți, a spart geamul, s-a tăiat, s-a făcut. Când am venit dimineața, nu venea să cred, era lac de sânge în casă și acum pereții mei sunt pătați. Nu vrea să stea fără mine. Și dacă plec eu, trebuie să rămână cineva cu el. E frică de singurătate. Iar dumneavoastră sunteți o persoană care munciți noaptea ca să vă câștigați bani. Da. Sunteți asistentă, asistent social, nu? Îngrijitor. De copii, la îngrijitor, da. Sunteți îngrijitor, munciți noaptea, să câștigați un ban ca să cumpărați medicamente pentru copilul nostru. Da. Nu avem, de 2 luni nu avem medicamente, nici el, nici eu. Trăiesc din ce mai am și din ce pot să-mi cumpăr la fiecare salariu, din ce îmi rămâne, că 5 milioane dăm la chirie. Aproape 5 milioane sunt utilitățile care nu le-am mai plătit ca să putem să... Noi afișăm conturile pe ecran. Sunt convins că astăzi poate, știți cum e, unii sărbătoresc 1 iunie cu copii sănătoși și normali lângă ei, iar alții n-au nimic, n-au nici ce să pună pe masă și tocmai de aceea vrem să vă dăm o mână de ajutor. Avem conturile afișate pe ecran, sperăm că se găsesc oameni cu dare de mână și cu sufletul mare care să vă ajute. Pentru că dumneavoastră vă gândeați la 20 de ani, pentru că copilul dumneavoastră o să vă ajute la bătrânețe, iar acum dumneavoastră va trebui să aveți grijă de toată viața. Da, da. Și el își dorește să se facă bine, să aibă el grijă acum de mine. Pentru că sunt zile când eu nu mă pot da jos din pat. Nu mai puteți. Cum e o zi din viața dumneavoastră?
groaznică. Când îl văd pe el bine, mi-e bine și mie. Sunt zile când este foarte agitat, v-am zis, că nu mai mă înțeleg cu el. Și a luat însoțitorul, acum când este mai greu. Dar cine a luat însoțitorul? Sau cei de la handicap. Aceleași diagnostice le-am avut și pe certificatul celălalt de handicap, aceleași diagnostice le-am avut și anul ăsta. Deci ați avut un certificat de handicap unde vă permitea să aveți un însoțitor. Da, aveam însoțitor. Și acum când ați fost la reevaluare, v-au tăiat însoțitorul. Ne-a luat însoțitorul și l-a lăsat singur. Și m-am zis, eu nu pot să-l las o clipă singur. Și când plec la serviciu trebuie să-l las cu cineva. Toate că îi dau medicamentul care să știu sigur că doarme noaptea până vin eu dimineață. Trebuie să stau cu mâna pe telefon și să sun în permanență persoana care stă cu el să văd dacă e bine, dacă nu s-a trezit să facă ceva. Deci dumneavoastră noaptea lucrați la un orfelinat, sunteți îngrijitor, da? Da. Nu dormiți toată noaptea? Nu. Și a doua zi o luați de la capăt pentru că munciți pentru copilul nostru, adică... Da, și pentru copiii aceia tot același suflet, cum să știți. Același suflet, când și avem de mâncare... Copii bolnavi? Da, sunt copii cu handicap. Când avem mâncare și mănâncă el, dacă mănâncă astăzi mâncare, a doua zi nu mai mănâncă. Și ce rămâne, le-o duc lor. Se bucură atât de mult copilașii aceia. Oameni buni, de asta trebuie să o ajutăm pe doamna Maria Pavel, pentru că este o mamă care și-a sacrificat toată viața pentru copilul ei, copil care nu mai are nicio șansă să redevină om normal, rămâne cu aceeași minte ca la 2 ani, pentru că a consumat aceste droguri, drogul crocodil, un drog extrem de periculos ca toate celelalte și de asta e un semnal de alarmă. Iată anturajul, a fost părăsit de iubita lui, atunci n-a mai știut ce să facă. Nu, n-a fost părăsit, au plecat împreună. Și după aceea? Pe stradă ce or fi făcut, nu știu, că acum o săptămână când l-am luat și am mers până în capăt la magazin, a strigat după noi, eu n-am mai recunoscut-o. Iubita lui? Da, a venit în cartier. Ea e bine? Era pe picioarele ei. Probabil că ea n-a folosit ce a folosit el. Bănuiesc. Pentru că toți cei care au fost cu el, v-am zis, una din fete, la 3 săptămâni după ce l-am găsit și l-am adus acasă pe Alexandru, deja a murit. Unul dintre băieți este deja prin... pe unde nu trebuie. Și v-am zis, ea care a fost, deci a venit pe picioarele ei, a strigat la noi. A strigat la el. V-ați mai putut uita la ea? Dar nici nu vreau să o văd. Era fata cu care stăteați în casă și care era iubita fiului nostru. Nu vreau să o văd. Și nu cred că nici el. Și când v-a strigat, ce ați făcut? M-am întors, eu n-am recunoscut-o și pe urmă s-a întors el, că a mai strigat odată. Și când s-a întors el, a zis că nu o cunoști, Iana. Deci pentru el a rămas în memorie lucrul ăsta. N-a știut să scrie, n-a știut să citească după ce am venit din spital. El n-a mai știut absolut nimic, am luat-o de la zero. Dar pe ea a recunoscut-o. Deci pe iubita lui a recunoscut-o, cu toate că atunci când l-ați luat la 28 de kilograme, la 20 de ani din spital și nu mai știa să scrie cum îl cheamă, cine e, nu, l-ați luat-o de la zero. Numai da, pe fata s-a recunoscut-o. Da, da. Și fata a venit după dumneavoastră? Nu. Nu. M-am întors eu când mi-a spus el, m-am întors eu către ea și s-a întors cu spatele și a plecat. Nu vreți să mai vedeți? Sub nicio formă. E fata care v-a distrus copilul? Poate n-a știut nici ea. Poate nu trebuie să o, cum să zice, să o acuz atât de grav. Poate nu, poate n-a știut că se ajunge aici. Dar în momentul când era cu el și vedea că lui este rău, de ce nu a venit să mă anunțe? Poate îl salvam mai înainte și poate nu se întâmpla așa și vă nu ajungeam. Vă ceva? Foarte multe îmi reproșez. Că n-am fost în stare să-l țin lângă mine. Că n-ați fost în stare să vă țineți copilul lângă noastră? Da. Cum? Trebuia să fac și mai mult decât am făcut. Adică? Trebuia să fac totul. Trebuia să-l găsesc. Un an de zile l-ați căutat, a spus afiș. Trebuia să-l găsesc. Și până atunci? Sunt alte lucruri care vi le reproșați, așa? Nu, în afară de faptul că vreau să-l văd pe el pe picioare și să-l văd bine, să mă pot descurca cu el mai altfel decât acum, nu cred că aș mai avea ce să mă reproșez. Dumnezeu știe și... Conturile sunt afișate pe ecran. Aceste imagini sunt când el avea 28 de kilograme? Da,
când l-am adus din spital, exact în ziua când l-am adus din spital. Au venit și au făcut poză, de ei au făcut buletin. Au venit acasă. Aici era la o lună și unde era în partea cealaltă. Aici este, cum l-am adus, uitați-l. Un tânăr care era perfect normal la 20 de ani, da, și care, din nefericire, a dat de aceste droguri și și-a distrus toată viața. Da.